Așa e modalitatea de a calcula, practic, îndeplinirea bugetului pe anul trecut. Însă eu vreau să atrag atenție că, practic, noi am întărit bugetul la finele anului trecut, mai precis în 2012, la suma de 13.651.000 lei. Practic, el a fost, am întărit la 12.974.000 lei, dar au venit venituri de 13.651.000 lei. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să zic că bugetul, dacă ne uităm în raport, el a fost împlinit la 91%. Așa e modalitatea de a-l calcula. Dar dacă ne luăm ce buget am întărit și ce buget am avut la sfârșitul anului, înseamnă că nu sunt 91%, dar 110%. Ca să înțelegeți ce vreau să vă spun. Ceea ce am acumulat adăugător, ceea ce am căpătat investiții adăugătoare, păi e meritul sigur ca primărie. Și nu se primește că vreau să zic că noi nu l-am îndeplinit. Nu l-am îndeplinit din cauza că așa e procedura. Dar îndeopște ar trebui să fie bugetul care a fost aprobat și suma adăugătoare care a fost venituri mai multe, așa ar trebui să fie cu îndeplinirea bugetului. De acord? Din punctul nostru de vedere, da. Asta una. Și a doua. Eu vreau să atrag atenția la dumneavoastră. Chiar uitați-vă și dumneavoastră în tablița, vreau să zic, în raport privind veniturile, la un singur articol. Adică la mai multe, dar la unul din articol. 111-21. Impozit pe venit din activitatea de antreprizător. La capitolul dat, la articolul dat, noi am căpătat la sfârșitul anului minus 607.000. Vă închipuiți și suma asta. Minus 607.000. S-ar în vedere venitul din activitatea de întreprinzător. Adică impozitul pe venit din de la întreprinderile, de la venitul întreprinderilor. Ce arată suma asta? Arată foarte mult. Eu am încercat să mă descurc că din pricina la astea 607.000, cât de tare ne-a tras înapoi bugetul, veniturile la buget. Și riese din asta. În primul rând, a fost inclus digomobilul, nu știu de ce, în veniturile respective, sau cristal flor, sau cum îi zici, că aici sunt mai multe. Denumirea are cam aia, dar m-aș uita cum se numește întreprinderea respectivă. Și au fost alte întreprinderi incluse. Dar s-o cot că cea mai mare, vreau să zic, pricină, de ce nu s-a îndeplinit bugetul respectiv, eu pun mâna în foc și puneți dumneavoastră. Se duce la întreprindere dubla contabilitate. Deși aia puține de întreprindere care arată venit la sfârșitul anului, ca să fie impozitat și ca să ajungă la noi în buget. Asta una și a doua, undeva ceva este și o greșeală făcută de direcția de învățământ, fiindcă nu știu cum se primește cam în celelalte localități supravenit. Direcția de finanță, mă scuzați, vă rog. Direcția de finanță. În unele localități se primește cu venit, adică cu supra-îndeplinire chestia asta, dar la noi cu minus 600-700 lei. Asta e o sumă care ne-a tras foarte mult bugetul la venituri înapoi. Și a doua. Impozit pe bunurilor imobiliare, minus 115.000. Iar de nou trebuie să vedem care e piscina, de ce nu a venit. Și ultima, taxa de piață, minus 161.000. Lasă că este la antignorită, dar taxa de piață. Să vedeți, noi și așa s-o cotim că e mică, dar e nici asta nu vine până la cap. De atât, noi am făcut o mulțime de interpelări, o mulțime, nu știu, până la urmă, cea să termine. Dar întregime, uitați dumneavoastră, sunt 116, 115, 100. Dar una când la 3 lei este, aici avem un îndeplinit impozit privat cu 2.273%. Asta sună, 2.273%. Dacă întâi el trebuie să fie 3.000, dar nu am luat 68.000. E suma mică. Dar când vorbești că impozit venit din activitate de întreprinzător la 65% din 1.741.000, e clar că s-ar fi făcut mult mai mult de făcut dacă erau îndeplinite articolele respective. Nu și clar că noi aici putem și noi, sigur, colea, că vină cu Miron Costin cu schimbarea ferestrilor.
Adică acum vă aduc istoria ca să înțeleagă consilierii de ce nu s-a îndeplinit atât la venituri și la cheltuieli pe articolul respectiv. În primul rând, banii ăștia au fost alocați pentru ca contribuții la un proiect energetic. Noi, din numărate ori, am scris scrisori, vreau să zic, banii ăștia, dacă scă contribuții, noi nu știm a trece proiectul sau nu a trece, dar dați-ne voie ca noi, banii ăștia, să-i valorificăm, adică schimbăm firesc o lucrare din tot proiectul care e de eficiență energetică, să schimbăm și să o cotez ca contribuții. Ne-au dat răspuns, tocmai aproape sub septembrie. Și atunci noi repede am făcut ce am avut de făcut, dar iar din nou, procedura asta de achiziții, în primul rând, ne-a ținut o lună de zile până ne-a dat răspunsul, ca pe urmă să-mi dai răspuns că se anulează, că nu e corect ales învingătorul. Și are făcut adăugător și tocmai în decembrie noi am avut dare de seamă înregistrat ca să putem să începem obiect. Dar noi am insistat să începem, fiindcă dacă obiectul început el trebuie să fie terminat, noi așteptam să schimba ferestrele la Miron Costin în luna decembrie. Acuia de acum merg lucrările mai departe, undeva etajul 3 absolut tot schimbat. Și stăm cu nădejdea, adică acum avem chiar și promisiuni că cheltuielile respective vor fi alocate din fondul de rezervă, nu din fondul, dar din fondul disponibil la Consiliul Raional pe anul 2014. Așa că banii ăștia nu s-au pierdut, dar pur și simplu nu i-am valorificat la timp. În rest, aveți toată, vreau să zic, informația în față. Puteți să vă dați părere. Mulțumim frumos! Pre-instituții, pre-universitate, pre-școlare, este vorba de grădinița numărul 2, numărul 7 și numărul 9. Eu vreau să mă refer la lista de produse care livrează pe masa copiilor. Așa cum s-a referit doamna Gaiva și a zis că se cumpără cei ce propun directorii, așa dumneavoastră ați zis, da? Tabelele oricum, făcut băi, tabelele, da. Cerințele. În afară de asta, dacă, după cât eu știu, Direcția cu Siguranța Alimentelor a făcut un seminar unde au instruit directorii și le-au dat lista ce trebuie, nu? Poate dumneavoastră nu ați participat. Eu am înțeles că celelalte instituții preșcolare au fost directori. Eu m-am documentat dimineața, așa mi s-a spus, în orice caz. Și dumnealor vin cu lista de produse care trebuie să fie totuși procurate. Așa sau nu? Ei recomandă. Acolo, pe lângă primării, mai este și cei care se ocupă, grupul de lucru cu achizițiile publice, da? Fiindcă să nu se accepte acele produse care m-am referit astăzi. Eu am să vă repet încă o dată. Condimente Mivina, sare de lămâie, margarina și borșul clasic. Exclus. Haideți că noi avem lista și este indicat la fiecare instituție cât în kilograme sau în litri. Margarina cu turnul. Putem exclude margarina, că îți folosești în coptură. Da. Doamne consilier, și produse acestea, toate meniuri... Da, dar ele pot fi înlocuite. Ele pot fi înlocuite. Oricum, eu cred că consilierii o să scadă de acord ca produsele acestea, sau la interpelări eu am să mă refer, ca totuși pe viitor aceste produse să nu fie achiziționate. Să nu fie clar. Eu cred că asta este firesc, asta este sănătatea copiilor și cei de la Direcția Siguranța Alimentelor au venit cu recomandări, așa că eu vreau ca totuși să le respectați, domnul director. Eu zic că, Lata, noi nu prea avem dreptul moral, intuitiv, noi spunem că, într-adevăr, aceste bunătate de sperează masă bine. Dar ar trebui să ne documentăm de la Agenția de Asigurare a Alimentelor, care există, doamna Oraș, care este responsabilă pentru acesta, și să ne punem pe masă, sau să punem pe masă dumneavoastră. Trebuie sau nu trebuie, de la asta ești. Și este o păcărași întrebare. Asta nu trebuie să putem să-i excludem sau să-i includem. Oricum, noi trebuie să nu știți, doamna, n-a fiți de acord. Trebuie să fie o listă. Trebuie să fim documentați de acele agenții care este responsabilă și... Noi intuitiv trebuie să spunem cum este corect. Nu mă concentrez și privitor la producte. Primăria orașului Florești practică procedura de achiziții publice, noi
facem de două ori pe an, pe parcursul, avem drum ce mai dușa asta, așa, șase ani de zile. Și vreau să spun că au fost, în acești ani, au fost și restricții foarte duri produse conform hotărârilor de guvern care ne impuneau să procurăm produse anume de la producători de Republica Moldova, prin aceste restricții au fost expuse și agenții de achiziții publice, când înregistrează contractele noastre, ele trag o atenție foarte deosebită, anume la cantitatea produselor. Și aici v-am scris eu aici, dumneavoastră, asta este foarte subțin. Noi înregistrăm contractul, descriem toate cerințele tehnice asupra productului și cerințele gostului, să zicem așa, ce noi solicităm de la producător. Și pe mine, în curtea de conturi, e un contract, e o factură, e o documente de soție, așa că eu mi-e mai bine dumneavoastră v-ați expus, noi ținem cont de ceea ce a spus dumneavoastră, dar aici noi ne lăsăm un punct foarte mare de întrebare și astfel ridicăm încă o dată cu doamna Ascunu, cu instituția care controlează foarte regulat grăbniți de să le doamne nouă aici, să deși și o lucrăță, pentru că eu am citit un an întreg un curs de protecție consumatorului. Și acum vă spun așa, am oameni, din punct de vedere moral, nu vă obligăm pe nimic dumneavoastră. Produsele care lumea doamna nu sunt recomandabile nici minorilor, nici elor, nici copilor, nici maturilor. Îți conțin o mulțime de ei. Sarea de lemnie e una dintre conservanții cei mai proști, care ne distrug sănătate. Nu cunoaștem treaba asta și mai folosim. Deci, eu vă rog, cu mine, să nu le folosiți. Dar dacă ar fi oficial așa, dumneavoastră sunteți în funcție, prin mine dumneavoastră chemați medicina preventivă, faci și vreți, dar chiar așa se pot pune probleme. Observați-mi mine. Totuși, Corița, în românsc, se numește Corțișoară. Atât de avizul comisiei, cu mine. Care sunt propunerea? Deci cine este pentru proiectul de decizie? Vă rog, votați. S-a obținut? Împotrivă? Unanim. Mulțumim. Cu privire la rezultatele inventarierii anuale a bunurilor proprietatea orașului. Deci, reprezentați din instituțiile noastre să știți situația care este, pentru că este repet la noi anual și noi încercăm să facem regulă și nu se primește la această pozitivă, la acest punct. Deci, în conformitate cu articolul 77 a legii privind administrația publică locală, unitatea administrativă teritorială este obligată anual să petreacă inventarierea bunurilor proprietate publică a orașului, atât cel din domeniul privat, cât și public. Din aceste considerente, primarul orașului, prin dispoziția din 16 octombrie, a constituit Comisia Centrală de Inventariere și a aprobat planul calendaristic de desfășurare. Deci, planul calendaristic a fost stabilit de la 17 octombrie până la 20 decembrie și până la 26 decembrie, Comisia Centrală de Inventariere urma să prezinte domnului primar raportul de rezultatele inventarierii și măsurile care noi le-am întreprins pentru ca acest raport să fie aprobat de către domnul primar. Practic, noi, vreau să vă spun că ne-am încadrat în acest termen calendaristic și în urma inventarierii, noi am efectuat inventarierea atât în instituțiile noastre care se finanțează de la noi, cât și la întreprinderile noastre municipale, Ser sau Flor, întreprinderea municipală rețelei termice, Societatea pe acțiuni servicii comunale, care administrează și gestionează bunurile proprietatea orașului care le-au fost transmise lor conform deciziilor Consiliului Orășenesc. În rezultatul inventarierii s-a constatat surplus de materiale care n-a fost luat la evidență la grădiniță numărul 7 de 8600 lei, neajuns de materiale la tabăra de la Ciripcău de 1836 de lei, datorie creditoare cu termen de prescripție expirat pentru serviciile care au fost acordate de către SRLF Flor TV de 20.870 lei, datorie debitoare cu termen de prescripție expirat de peste 3 ani pentru plata pentru serviciile acordate de către primărie, închirierea încăperilor de către întreprinderi.